Salutări și bine v-am regăsit, dragi prieteni basketului românesc. Sunt Eduard Popa și împreună cu colegul meu de la basket.ro, Flaviu Ilie, vă invităm la un nou episod din Super Basket. Salut, Flaviu! Salut, Edi, bine te-am regăsit și salutării urmăritorilor noștri! Flaviu, am trecut, iată, în prima parte a lunii februarie, printr-un Final Eight destul de spectaculos la Constanța, un Final Eight al Cupei României. Hai mai întâi să vorbim despre ce te-a impresionat la acest turneu câștigat în cele din urmă de, nu-i așa, favorita, una dintre favorite competiției, risc să spun chiar favorita competiției, UBT Cluj-Napoca. Da, e clar că UBT Cluj a fost favorita competiției, nu trebuie să ne ascundem în spatele acestei afirmații, pentru că ei sunt cea mai valoroasă echipă din România. Drept dovadă s-a fost și acest turneu final în care n-au prea avut emoții în niciun meci, deși am văzut cu Timișoara în primul meci au condus la 20 de puncte, apoi Bănățenii au venit, au egalat, dacă nu mă înșel, dar după aia au pus din nou piciorul pe accelerație Studenții și s-a cam închis și acel meci, la fel și cu Oradea. A fost un pic un început echilibrat, după care până la pauza mare s-a distanțat din nou UBT. Iar în sfertul 4 am văzut că a venit Oradea la o posesie, părea că o să avem și noi un final strâns de meci în sfârșit la un meci al Clujului, dar n-a fost așa, pentru că au închis meciul excelent, l-au pe Patrick Richard, care este probabil cel mai clar jucător din România. Leo Mindel a demonstrat din nou că este cel mai valoros jucător al echipei, a fost desemnat și MVP-ul turneului, în acel meci cu Oradea a înscris două triple extreme importante, dacă nu mă înșel, amândouă în sfertul 4. A mai adăugat și 6 recuperări, 6 pase decisive și și-a meritat titlul de cel mai valoros jucător al finalei. Și per total lotul lor este unul impresionant de la un capăt la altul, până și la jucătorii 23, am văzut, de la Akos Şencuti, care a fost numit cel mai bun tânăr jucător al competiției. Am văzut că poate să înscrie un coș important. Asta s-a întâmplat în meciul cu Timișoara, în două rânduri, când am scris două triple dificile, dacă nu mă înșel, la fel și cu Oradea acum, chiar dacă procentajele sale nu au fost cele mai bune. Dar nu cred că este extrem de relevant pentru ceea ce se va întâmpla în campionat, chiar dacă Clujul rămâne în continuare favorită, pentru că, din nou, se joacă pe cu totul alte reguli acolo. Cred că nici Clujul nu se va baza pe Răpuște și Şencuti și nici Oradea pe Năstruț și Vescan în campionat, în o eventuală serie de play-off între cele două echipe și, la fel, dacă coborâm și la celelalte echipe, pentru că Rapidul, dacă ne uitam, a ieșit în sferturile de finale, dar asta pentru că ei și-au plănuit sezonul cu Marcu Badiu, rolul jucătorului U23, MVP-ul ultimelor două finale de cupă. Din păcate, acesta s-a accentat și a fost înlocuit de un Matei Dorneanu, care a avut o prestație curajoasă cu Constanța, a înscris două triple extreme importante în sfertul 4, chiar dacă nu au adus în cele din urmă victoria giuleștenilor. La fel și la Constanța, l-am văzut pe Ștefan Gribini, care a avut niște prestații foarte bune atât cu Rapid cât și cu Oradea și asta pe un volum mare de minute jucate. La Pitești am văzut pe Mihai Măciucă și Tudor Fometescu, care deja sunt cumva niște veterani ai competiției noastre, chiar dacă Tudor Fometescu nu mai este la sub incidența regulii U23, a avut o prestație foarte bună și el a fost unul dintre factorii care au readus Piteștiul în meci. Și cred că cumva a fost, pentru unii jucători, a fost un succes această Cupa României, dar nu același lucru se poate spune despre toți, pentru că am văzut și cazuri de jucătorii U23 care au jucat peste 30 de minute și au terminat pe minus la eficiență și cu 0 puncte. Și poate ar trebui să ne punem niște semne de întrebare cu privire la această regulă și de eficacitatea ei. Urma să te întreb dacă ar fi să te rog, dacă ar fi să-mi faci un prim 5 al jucătorilor români care au evoluat la Final Eight-ul acesta, pe cine ai introduce? Doar U23 sau jucător român cu totul? Hai să încercăm U23, că era până la urmă o competiție dedicată și lor. Da, păi clar, de nelipsit din primul 11 ar fi Mihai Măciucă, George Blajvoinescu și Ștefan Gribini. Pentru curaj l-aș pune și pe Akos Şencuti, pentru că e cam prima dată când primește atât de multe minute. Și pe Luca Năstruț, pentru că și el, la fel ca în cazul lui Akos Şencuti, a avut câteva momente îndrăzneți. Și jucăm un small ball cu Blaj Voinescu pe 5.
Mă uitam acum pe lista naționale României și din toți cei pe care mi-ai prezentat-o, doar Mihai Măciucă e convocat. În rest, cam aceleași nume de la partidele precedente. Partidele precedente pentru că în această săptămână urmează ca România să desfășoare, nu-i așa, ultimele două meciuri cu Bulgaria și Cipru din faza secundă a precalificărilor FIBA Eurobasket 2025. Bucurie pentru tine, ambele meciuri se vor juca la Pitești, tu ești din Argeș, aproape de Pitești, din curtea de Argeș, în noua polivalentă de 5.000 de locuri de la Pitești, noul trivale, ca să spun așa, cu un lot însă care nu e schimbat radical față de partidele precedente din această fază a precalificărilor. Întâlnim mai întâi Bulgaria, joi, de la ora 19 și apoi Cipru, duminică, de la ora 16.30. Te-aș întreba dacă vine Sasha Vezenko, dacă știi legenda, nu aș zice, mă rog, legenda, vedeta celor de la Olympiacos. În acea zi, cred că are meci cu Oli în Euroligă și mă îndoiesc că vine, nu? La Naționala Bulgaria. Din contră, Federația acum două săptămâni a transmis lotul și se regăsește și Sasha Vezenko în acest lot. Cred că se gândesc că pot obține cumva primul loc în această grupă, pentru că locurile 2, 3 și 4 duc amândouă, toate 3 în aceeași fază a precalificărilor, pe când locul 1 este un pic mai special. Cred că pe asta mizează, pe convocarea lui Sasha Vezenkov, care s-a arătat mereu un jucător deschis național, a jucat pentru ei chiar și înaintea Eurobasket, când putea să riște o accidentare. Ne amintim ce a făcut cu noi, că ne-a dat 28 de puncte, 15 recuperări și 7 pase decisive. Și ceea ce o să fie interesant e că ei vin cu în postura jucătorului naturalizat, nu mai vin cu Deep Ost sau cu David Kreviș, care a câștigat Cupa Spaniei cu Unicaja Malaga în acest weekend, ci vin cu Cody Miller-McIntyre de la Gaziantep, care a jucat sezonul trecut semifinale de Eurocup alături de Mora Bancandora și în această stagiune a fost unul dintre cei mai buni marcatori din FIBA Eurocup. El va fi la debutul pentru Naționala Bulgariei și va fi de urmărit cum se va descurca el împotriva naționalei noastre și la fel de interesant va fi de urmărit și pe ce jucători naturalizat vom miza noi, pentru că inițial fusese convocat Jordan Watson, acesta pare că a suferit o accidentare care se zvonește chiar încheia sezonul și a fost convocat de urgență Patrick Richard. Mai este convocat și Chris Richard, dar poate fi ales numai unul dintre cei doi și în această situație pare puțin ciudată decizia selecționerului Dragan Petricevic de a chema pe amândoi și rămâne de văzut pe care dintre ei va miza. De spus că și Chris Richard a suferit o operație recentă, o verificare la genunchi, n-am înțeles exact, o intervenție la genunchi, să-i spunem, mai conservator, și e și el incert pentru partidele cu Bulgaria și Cipru, deci s-ar putea să mizăm din nou pe Pat de la Ucluj. Zi-mi, te rog, încă o dată, de unde vine McIntyre? De la... din Spania, de la Gaziantep. El... Gaziantep, da. Jucând în Spania. În Turcia, sezonul trecut a jucat la Mora Bancandora în Spania. În Spania, Europa. Sezonul trecut, da. Deci din Turcia și din Spania, două dintre cele mai puternice ligi. Ceilalți, și a mai jucat și pentru Partizan Belgrad și pentru CD Vita Olimpia, deci are un CV bogat cam ca toți jucătorii naturalizați de Bulgaria în ultimii. Asta vreau să te întreb, fiindcă vreau să invit pe urmăritorii noștri să urmărească materialul tot de pe basket.ro cu toți jucătorii pe care i-a avut Bulgaria de-a lungul anilor și a naturalizat. Și mai rar văd jucători care să fi fost activi la echipe din Liga Internă a Bulgariei. Majoritatea au jucat Euroliga, sunt câțiva fost jucători Eurocup. E și Jason Washburn, pe care îl știm noi, că a jucat la UBT Cluj. Mă rog, era așa o invitație, poate o ușoară răutate, dar cu siguranță nu la adresa jucătorilor naturalizați de România, pentru că cu siguranță aceștia ridică nivelul ligii naționale și al naționalei, ci în general asupra altor aspecte care țin de organizarea basketului românesc. Dacă ar fi să te întreb așa, prima partidă contra Bulgaria am arătat totuși destul de decent, în ciuda monster game-ului lui Sasha Vezenkov. Să spunem că vine Sasha Vezenkov, deși tot joi cam de la aceeași oră Olympiacos are o deplasare în Valencia.
Cum vezi această partidă din sala din Pitești, dintre România și Bulgaria? Da, e o diferență foarte mare de valoare între echipa noastră și echipa lor, dar am văzut că în meciul tur ne-am ținut cât de cât aproape de 3 sferturi, în sfertul 4 ne-au măcinat și asta și pentru că l-au avut pe Sasha Vezenko într-o formă excelentă. Nu spun că putem câștiga acest meci, dar cred că o să fie un pic mai echilibrat decât credem, datorită faptului că probabil va fi și o presiune în plus pe umerii jucătorilor, fiind primul meci oficial din noua sală din Pitești. Se va juca cu un public clar numeros, pentru că Pitești iubește basketul. Am văzut sezonul acesta că a fost, chiar sala veche a fost plină de meci, cu o atmosferă incredibilă la meciile lui FC Argeș și mă aștept ca și pentru acest duel să fie un interes mare, mai ales pentru că este primul eveniment de asemenea anvergură în Pitești Arena. A mai fost și o mică inaugurare în decembrie pentru ceva eveniment de karate, la care la fel sala a fost plină, deci e clar că există un interes pentru această sală, pentru evenimentele care se desfășoară acolo și clar că meciul național va crea o emulație în oraș. Revenind la poate cu picioarele pe pământ acum, duminică întâlnim Cipru, cel mai probabil din postura de a avea o victorie și 4 înfrângeri, dacă nu cumva facem o surpriză. Bănesc că partida cu Cipru e cea de câștigat, nu? Da, cu Cipru clar ar trebui să câștigăm. Fanii merită o victorie pe teren propriu în aceste precalificări. Am reușit să învingem și pe terenul lor în meciul tur, chiar dacă la 4 puncte. Atunci am beneficiat de o prestație foarte bună a lui Bobe Nicolescu, care a fost cel mai bun marcator al nostru cu 18 puncte. L-am avut și pe Patrick Richard într-o formă de zile mare, atunci a flirtat un pic cu un triple-double și să vedem dacă el nu va juca și va juca Chris Richard, cum vor sta lucrurile, dar sunt încrezător că vom obține un succes în acel meci. Flavio, zic acum lotul nostru, vreau să știi și tu, dar spun să-l știe și urmăritorii noștri. Lucas Tuhătan, Tudor Gheorghe, Tudor Fometescu, Nandor Cutin, Hai Măciucă, Bobe Niculescu, Ștefan Grasu, Roli Tărăc, Rare Șuță, Alex Ola, Femi Cățe. Le-am zis după poziții cât mă pricep și eu, plus decizia între Chris și Patrick Richard. Amândoi oricum joacă poziția 2, Patrick poate mai mult combo guard, Chris sigur poziția 2. Te-aș întreba, cine simți tu că poate ar fi meritat o șansă? Nu spun în locul cui, că din punctul meu de vedere valorile sunt apropiate în Naționala României. Mă uit aici clar la câteva nume, gen Amedeo Casale, care a fost, și e în continuare probabil cel mai bun jucător de la Miercurea Ciuc sezonul acesta. A fost multă vreme și cred că încă e liderul la recuperări și la pase decisive ale echipei. E cam al doilea marcator, dacă nu mă înșel. Și asta într-o echipă cu mulți jucători care au un volum ridicat de aruncări, pentru că ne uităm și Meșaclu Fil și Drașpovici au foarte multe aruncări. Pe lângă el ar mai fi Andrei Kalenic, care a fost o piesă importantă în echipa Galațiului, care a fost la un pas să prindă top 10, să fie cea mai mare surpriză prezentă acolo. Și clar, George Blaș-Voinescu, care a făcut un final eight de excepție, a jucat 40 de minute în meciul cu CSU Voluntari și n-a dezamăgit deloc. A avut o prestație bună și cu UBT Cluj. Să nu uităm că el a jucat minute bune și în FIBA Europe Cup, chiar dacă acolo nu există nicio regulă care să impună prezența pe teren a jucătorilor români. El a primit încrederea antrenorului și a avut niște prestații foarte bune și acolo, așa că nu văd de ce nu ar merita și el o șansă la echipa națională, mai ales în situația în care suntem, pentru că nu cred că visăm prea mult la o victorie cu Bulgaria sau la locul întâi, așa că orice rezultat ne-ar aduce cam în aceeași poziție și cred că era loc de experimente în această fereastră. Și să nu uităm de renegatul Dragoș Piculescu, mă rog, singurul nostru stranier dintr-un campionat european din Liga 1. Da, e interesant, ai zis de Meo Casale și îmi place că ai început cu el în reminderul pe care l-am scris luna trecută. E interesant că Meo Casale se regăsea pe lista jucătorilor români convocați la partida din Zadar cu Croația și la partida cu Italia de la Cluj când am câștigat în Croația. Sigur, în Croația nu a jucat, dar și atunci ca și acum Amedeo Casale juca la ultima clasată în Liga Națională și era cel mai bun marcator, atunci juca la Dinamo București în acel lot alcătuit din copii afați la început de carieră, când era Dinamo probleme financiare.
acum la Miercurea Ciuc, o echipă care totuși este peste, mult peste nivelul acelui Dinamo, dar selecțiile sunt aparțin stafului tehnic și ele nu pot fi comentate, așa. Zim, te rog, la ce să ne așteptăm în această, după această pauză de națională, la ce să ne așteptăm în a doua parte a campionatului, la ce lucruri vezi tu, ai tu un vizor? A început deja top 10 în Liga Națională, Oradea a fost eliminată și ea din FIBA Europe Cup, iar UBT Cluj are șanse foarte puține să mai meargă mai departe în Euro Cup. Deci va rămâne, toate echipele vor rămâne cu un singur obiectiv, Liga Națională. Da, în primul rând trebuie să ne așteptăm la meciuri spectaculoase de care nu prea am avut parte în acest sezon și nu mă refer că n-am avut parte de meciuri spectaculoase, ci de anumite dueluri spectaculoase, pentru că aceste conferințe A și B ne-au privat de câteva meciuri până acum, pe care vom avea însă parte de acum încolo. O să fie interesant să le vedem pe UBT și CSM Oradea față în față și în campionat, după ce le-am văzut în finala Cupei României. Va fi interesant de văzut cum se va descurca Rapidul cu celelalte echipe din conferința B, pentru că am văzut deja că pe CSU Voluntari au bătut-o categoric și au cam instaurat cumva poziția de candidată la titlu. Va fi clar interesant de el cu CSM Oradea. Va fi la fel de interesant de urmărit dacă această ascensiune și această formă bună a Sibiului înainte de pauza competițională e pe bune sau au beneficiat cumva de formele mai slabe ale adversarilor lor, pentru că au 5 victorii la rând în ultimele meciuri. Au învins-o pe Timișoara la 30 de puncte, dacă nu mă înșel, au trecut de CSU Voluntari cu un coș pe sirenă și pare că au prins cumva aripi, ca să zic așa. De asemenea, va fi interesant de urmărit și ce echipă nu va prinde play-off-ul, ce echipe de fapt, pentru că o văd pe Craiova să intre greu în această luptă pentru primele 8 locuri, dacă este adevărat zvonul cu Jordan Watson și accidentarea lui. Timișoara este cumva într-o groapă în momentul ăsta din care trebuie să iasă, pentru că traversează o formă foarte slabă și de acest lucru pot beneficia echipe precum CSM Constanța, care se află la unul dintre cele mai bune sezoane ale echipei din istorie. Au avut parte de o semifinală istorică de cupă la un Final Eight organizat chiar de ei. De acest lucru s-ar mai putea beneficia și FC Argeș, care la fel pare că e pe un trend ascendent în acest moment, cu noi retransferuri, cu CJ Wilson și Joe Lawson, care pare că sunt integrați ceva mai bine decât Trey Freeman și Dragan Zekovic. Și cred că o să avem cumva un sezon deschis până la intrarea în play-off, pentru că de acolo UBT Cluj o să devină favorită în fiecare serie pe care o va juca și orice serie în care UBT va avea un 70%, 30% cel puțin din punct de vedere al echilibrului, dar există loc de surprize. Am văzut de multe ori că se pot întâmpla astfel de surprize și nu m-ar mira în niciun moment ca Oradea sau Rapidul să le facă față într-o serie de 5 sau de 7 meciuri, cum va fi în final. Ok, mulțumesc mult, Flavie, pentru aceste insideri. Urmăriți imediat partea a doua cu fonturile noastre din Euroliga cu colegul meu Bogdan Isei. Salut, dragi prieteni basket în România, după cum v-am promis, în partea a doua colegul meu basket, de la basket.ro, Bogdan Isei, va veni cu principalele fonturi din această etapă de Euroliga. Salut, Bogdan! Salut, Edi! Bogdan, venim după un weekend internațional foarte interesant, cu multe surprize. Multe echipe din competiția noastră Euroliga care n-au avut prestații extraordinare în acest weekend dedicat practic Final Four-lor sau Final Eight-urilor din cupele interne. Poate cel mai surprinzător turneu a fost cel Final Eight-ul din Spania, unde Unicaja Málaga a avut un turneu de vis, trecând prin poate cel mai greu parcurs pe care l-ar fi putut avea, învingând Barcelona în sferturi, Real Madrid în semifinale și pe Tenerife în finală. Trecem, te rog, prin competiția asta. Cum ți s-au părut ție rezultatele acestea? Ce putem reține, eu știu, din acest turneu jucat în Spania? Da, Copa del Rey a pus pe tapet practic un Final Eight extrem de surprinzător.
La începutul turneului toată lumea era oarecum dezamăgită pentru că Real și Barcelona nu se vor întâlni decât în se vor întâlni în semifinale, nu în finală. Iată că n-a fost așa. A existat Unicaja Málaga care practic a dat peste cap toate calculele hârtiei, a învins pe Barcelona la o posesie în sferturi cu Brizuela în mare formă, apoi a învins Realul, din nou o mare, mare surpriză, iar finala a fost una echilibrată, foarte echilibrată, între două echipe de Basketball Champions League. Până la urmă, Málaga a reușit să se impună grație aportului adus de Carter și Kalinowski, amândoi excelenți din spatele semicercului. Dincolo a existat tandemul Huertas Shermandini, doi veterani ai basketului european, care au avut prestații extraordinare, dar n-a fost suficient. Aș mai puncta faptul că la Tenerife Sasu Salin, practic cel mai bun shooter al echipei, care în acest sezon avea un procentaj de 43% din spatele semicercului, a terminat doar cu 2 din 8 și practic aici s-a făcut puțin diferență. Te-am întrebat, mă uitam acum peste alte rezultate pe care le-ați prezentat pe basket.ro. Înfrângere și pentru Virtus Bologna în finala Cupei Italiei, Amedeo de la Valle, 26 de puncte, o veche cunoștință noastră, în victoria lui Germani Brescia. Totuși, Olympiacos, victorie clară, cred că au fost singurii care și-au păstrat, să zic, blazonul. Žalgiris, victorie la limită în fața celor de la Jonava. Deci, cumva, Cupa Inter nu e așa o competiție foarte ușor de câștigat, nu? Pentru echipele de Euroligă. Da, se pare că nu. Uite, eu am o chestie interesantă. În weekendul recent încheiat, 16 echipe de Euroligă au jucat în turneele de cupă. 5 dintre acestea au reușit să câștige trofeul. 9 dintre ele nici măcar n-au ajuns în finală. 4 au pierdut în fața altor echipe de Euroligă. 4 au pierdut în fața oponenților din Eurocup și 3 au pierdut în fața echipelor din Basketball Champions League. Asta ne arată că e clar, nu toate echipele din Euroliga au neapărat un focus la fel de mare pe competițiile interne, poate unele au renunțat la cupă pentru nu știu, poate puțin mai multă odihnă pentru jucători. Sau la fel de bine ne poate arăta că totuși există un echilibru în basket european și diferența dintre competiția supremă și celelalte competiții, fie că vorbim de competițiile FIBA sau cele tot de sub egida Euroligii, nu e la fel de mare. Tot am vorbit de Olympiacos, este în acest moment prima Euroliga, 17 victorii, 7 înfrângeri. Beneficiază și de faptul că Real Madrid are un meci mai puțin, care și Real are 16 cu 7, Barcelona 16 cu 8, ele 3 sunt pe primele 3 locuri în Euroliga în acest moment. În runda 25, cea care urmează acum pentru Euroliga, partidele au loc joi și vineri. Real Madrid
are un meci acasă cu Žalgiris Kaunas. Un duel de play-off, nu? Teoretic, da, un duel de play-off. Dar dacă ne uităm peste ultimele evoluții ale lui Žalgiris, au fost mai puțin satisfăcătoare decât, decât cele din, din startul sezonului. Real Madrid este favorită clară și nu cred că se vor, se vor împiedica în acest meci. Au avut sau o să aibă până la meciul cu, cu Žalgiris destul de mult timp pentru a pregăti acest joc. Mod normal ar trebui să fie o victorie facilă a madrilenilor, de aceea eu și mizez pe un handicap de minus 5,5 puncte în meci pentru Real, la o cotă de 1,36. Sau putem să, să alegem un pariu mai, mai îndrăzneț și să mergem pe un meci cu peste 84,5 puncte marcate de gazde la o cotă de 1,70. Real Madrid, de altfel, o echipă cu un apetit ofensiv ridicat pe teren propriu, nu? Da, în special pe teren propriu. Dacă, dacă reușesc să impună ritmul, de obicei marchează, marchează foarte multe puncte pe teren propriu. Au avut o mulțime de meciuri în acest sezon în care s-au apropiat de suta de puncte marcate pe teren propriu și cred că meciul cu Žalgiris este unul care poate să producă puncte pentru, multe puncte pentru echipa madrilenă. Tău joci cel mai echilibrat duel, care îmi pare așa ochiometric, dar și din perspectiva cotelor este cel de la Belgrad, între Partizan și Fener. Știu că discutam înainte să, să filmăm, că mi-ai zis că e un meci de care n-ai vrea să... N-ai invita oamenii să parieze, nu? Da, nu, nu. M-aș feri de acest meci pentru că Fener a fost o echipă care a oscilat în ultima perioadă. La început păreau a fi singurii care se pot desprinde. Au avut și probleme cu accidentările, iar de atunci pentru ei sezonul e ca un roller coaster. Iar gazdele Partizan, ce putem să spunem decât că pe teren propriu beneficiază probabil de cea mai tare atmosferă din Euroliga. Sunt mereu împinși de la spate de către suporteri, dar au avut și multe meciuri în care au pierdut sau în care n-au fost la nivelul, la nivelul așteptat. M-aș cam ferit de acest meci, chiar dacă este un cap de afiș al etapei. Duelul, să ne mutăm acum atenția spre zilei de vineri, marea rivală a lui Barcelona are un duel prima vedere destul de dificil cu AS Monaco, locul 4 din Euroliga cu 15-9. Da, o echipă care câștigă mai rar în deplasare, are 6-6 în acest moment. Barcelona are o cotă de 1,40 oferită de partenerii noștri de la Superbet. Cum vezi tu cota asta de 1,40? Mi se pare o cotă bună. Barcelona cu siguranță își dorește revanșa după ceea ce a pățit în cupă, joacă în fața propriilor suporteri și cred că o să dea totul pentru a obține victoria. Acesta a fost unul din pronosticurile pregătite de mine, o victorie a Barcelonei, inclusiv în cazul în care avem prelungiri în meci. O cotă destul de bună pe care o aminteai și tu. Tot aici la meciul acesta aș vedea un meci cu destul de multe puncte marcate, pentru că sunt două echipe care pot oferi
meciuri antrenante și de aceea aș mai merge și pe un peste 155,5 în meci. La puncte marcate. Alte partide care ți atrag atenția din selecția de vineri? Văd că aici o deplasare al Olympiacos pe terenul Valenciei, o cotă de 1,55. Olympiacos, după cum spuneam, primul loc. Valencia undeva implicată în lupta pentru ultimele locuri de play-off, în acel mănunchi de vreo 4-5 echipe care încă mai trag la locurile 7. Da, la cum arată Olympiacos în acest moment, este greu să iei un alt pronostic decât victoria lor. Au demonstrat-o și în Euroliga, o demonstrează și în competițiile interne, au câștigat fără niciun fel de problemă finala jucată în Cupa Greciei. Anterior, în semifinale, au trecut de marea rivală, Panathinaikos, la 15 puncte într-un match în care verzii au contat doar în primul sfert. Deci, în acest moment al sezonului, nu aș paria împotriva lui Olympiacos. Alte pronosticuri ne mai dai? Alte sfaturi din această etapă? Da. Avem campioana care joacă pe terenul lui Asvel Lyon. Știm bine că Anadolu nu-și mai permite pași greșiți. Practic este cu cuțitul la os. Aș merge aici pe o victorie a turcilor, o cotă 1.35 la victorie, inclusiv în prelungiri, dar putem jongla un pic aici și să mergem și mai sus, să luăm un handicap de minus 5-6 puncte maxim în favoarea turcilor. Cred că o să aibă parte de, în sfârșit, de o victorie facilă pe teren străin. Echipa din Lyon nu știu dacă a depus armele, dar se pare că Tony Parker dorește să-și vândă acțiunile pe care le deține la acest club. S-ar putea ca și aceste lucruri să conteze și să vedem o victorie destul de clară al Efes. Chiar avem o cotă excelentă la o victorie a lui Efes la minim 6 puncte, un handicap de minus 5,5 pentru o cotă de 1,80. Mi se pare o cotă excelentă. Da, Bogdan, în încheiere te-aș întreba, Sasha Vezenkov joacă joi în Euroliga, cel mai probabil o să meargă în Valencia pentru partida lui Olympiacos, este și pe lista Bulgariei, știi, de jucători selecționați. Ține, te rog, din cunoștințele tale, care sunt criteriile, adică cum alege un jucător când joacă pentru național? Bănuiesc că va rămâne, adică cel mai probabil o să joace meci de Euroligă și vine la națională pentru celălalt meci, nu? Sau cum se face? Da, cu siguranță așa va face, nu cred că, adică sigur nu îl vom vedea la Pitești pentru meciul României cu Bulgaria. Aș fi foarte surprins să-l vedem joi la Pitești și după aia vineri la Valencia. Bulgaria stă destul de bine în clasament și pentru ei probabil meciul cu Portugalia este decisiv pe teren propriu și atunci probabil acolo va fi focusul pentru Vezenkov și pentru bulgari, pentru că meciul cu noi, bine, pentru ei contează foarte mult dacă vor să câștige grupa, dar nu cred că se gândesc că nu ne pot învinge fără Vezenkov.
Asta era întrebarea mea, dacă poți să ne dai un pronostic ce va face România în acest, în această fereastră, fiindcă despre asta a fost subiectul primei părți. Da, din păcate n-am arătat deloc bine în cele două confruntări care practic contau pentru supremația în grupă. Nici în meciurile cu Portugalia, nici în meciul turc cu Bulgaria nu am contat, din păcate, și nu cred că se pot schimba lucrurile nici acum. Însă o victorie cu Cipru, nu? Bănesc că... Da, o victorie cu Cipru, așa, de moral și cam atât, din păcate. Ok. Mulțumesc mult, a fost colegul meu Bogdan Isăilă, mulțumesc tuturor celor care se uită la podcastul nostru, cele mai bune știri din basket, rămân pe basket.ro și cele mai bune cote pe Superb.